Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Societatea Astronomică Română de Meteor la o nouă ediție a emisiunii Noi și Cerul. Am început, iată, această ediție a emisiunii noastre cu videoclipul oficial al Lunii Mondiale a Astronomiei, pentru că ne aflăm în Luna Mondială a Astronomiei. Este un eveniment ce aparține Organizației Mondiale Astronomi Fără Frontiere, un eveniment ce marchează luna aprilie pe tot globul ca fiind Luna Mondială a Astronomiei, o inițiativă aparținând acestei organizații mondiale care se desfășoară sub deviza O lume, un cer, One People, One Sky. Este și scopul Organizației Mondiale Astronomi Fără Frontiere acela de a apropia oamenii de pe mapa mond prin astronomie, indiferent de locul în care trăiesc, de orientarea lor religioasă, de categoria socială, de statutul pe care l-au oameni bogați, oameni săraci, oameni cu grad înalt de educație sau oameni simpli. Iată, prin astronomie se încearcă crearea acelei legături extraordinare care există între oameni atunci când privesc cerul în stelat. Cerul este același, este la fel pentru toată lumea, cerul ne îndeamnă la armonie, ne îndeamnă la a trăi în pace, în liniște pe această planetă și a admira, iată, frumusețile cerului înstelat. Un motiv în plus pentru ca îndemnul nostru de a privi cerul să fie mult mai pronunțat în Luna Mondială a Astronomiei. Vom realiza în luna aprilie numai emisiunea Noi și Cerul, pentru că dacă ne aflăm în Luna Mondială a Astronomiei vom acorda importanța acestui fapt. Și de fiecare dată acest videoclip ne va însoți la începutul și la finalul emisiunii. În această ediție vom vorbi și despre câteva evenimente recente, un bolid spectaculos ce s-a văzut deasupra Europei și inclusiv s-a văzut și din România pe 8 aprilie, de asemenea o captură deosebită a stației spațiale internaționale care a trecut peste discul Soarelui, cu imagini și cu detalii foarte, foarte fine ale acestui complex orbital, surprinse din România. De asemenea, o ultimă imagine a celebrului de acum laborator spațial chinez Tiangong 1, ultima imagine pe orbită, tot așa o captură peste discul Soarelui, tranzitul peste discul Soarelui realizată în România, pentru că, după cum știm, zilele trecute, acest laborator spațial a intrat în atmosfera terestră și s-a dezintegrat, a fost distrus. O să vă povestim despre acest laborator. De asemenea, vom furniza informații privind Ziua Internațională a Astronomiei și Sărbătoarea Internațională a Stelelor, care vor avea loc pe 21 aprilie. Și la final vom vorbi despre maximul curentului de meteori Liride, cum se poate vedea, și despre câteva evenimente pe cerul de seară în această perioadă, protagoniști fiind Luna, Venus și roiul de stele Pleiade. Spuneam despre Luna Mondială a Astronomiei, că este o inițiativă a Organizației Mondiale Astronomi Fără Frontiere. Personal am avut primul contact cu această organizație, cu președintele organizației, americanul Mike Simmons, în anul 2009, după cum știți, a fost anul internațional al astronomiei, când, printr-o hotărâre a Organizației Națiunilor Unite, prin UNESCO și Uniunea Astronomică Internațională, s-a celebrat acest an internațional al astronomiei pentru a marca cei 400 de ani de când Galileo Galilei a privit prima dată cerul printr-un telescop. Și au avut loc foarte multe evenimente. Evenimentul major, se pare cel mai mare eveniment din istoria omenirii, generat de acest an internațional al astronomiei, pentru că au fost multe, multe evenimente, mii de evenimente organizate pe tot globul, a fost întâlnirea aceea foarte mare de la sediul central UNESCO din Paris, unde Societatea Astronomică Română de Meteor a fost reprezentată de subsenatul și de Andrei Dorian Gheorghe, consilierul nostru cultural. Și acolo am luat legătura prima dată cu Mike Simmons, impresionat de activitatea noastră. Mi-a povestit despre Organizația Mondială Astronomi Fără Frontiere și despre activitățile pe care le desfășoară. Am fost atras și iată, astfel am devenit cu reprezentantul României, coordonator național pentru această organizație în România, și s-a conturat, după Anul Internațional al Astronomiei, în anul următor s-a conturat o idee de a continua activitatea
acestei de a promovare astronomiei la nivel mondial, știind fiind faptul că anul internațional astronomiei a adus o moștenire extraordinar de bogată și am zis să nu se piardă acest lucru și împreună am gândit să avem Luna Mondială Astronomiei. Iată, luna aprilie este declarată Luna Mondială Astronomiei, se organizează evenimente peste tot pe glob. De atunci s-au desfășurat, iată, aceste ediții până în 2018 și am fost invitat să-mi aduc contribuția. Am venit, de fapt, cu ideea de a avea un promo, un videoclip de promovare și am fost invitat să realizez acest videoclip, ceea ce ați văzut mai devreme, videoclip care rulează pe tot mapamondul, bineînțeles, varianta în limba engleză sau în alte limbi în funcție de țările în care se proiectează. Luna Mondială Astronomiei, așa, după cum v-am spus, este un mijloc de a promova astronomia în rândul maselor, peste tot pe glob. Și ați văzut în acest videoclip imagini de pe toată planeta, din zone urbane, din zone rurale, din deșert, de la pol, din zone, situri culturale deosebite pentru moștenirea culturală a umanității și așa mai departe. Anul acesta vor avea loc mai multe evenimente oficial, să vă prezint, mă rog, o parte din ele. Oficial sunt câteva evenimente specifice doar anului respectiv și sunt și alte evenimente care se repetă de tradiție în Luna Mondială Astronomiei, astfel pe toată perioada Lunii Mondiale Astronomiei, dar începând din mai, din martie, este un concurs de astropoezie organizat de Organizația Mondială Astronomi Fără Frontiere. De asemenea, pe parcursul lunii aprilie până pe 1 mai este un concurs de arte astronomice. Între 4 și 30 aprilie este o sesiune de observare, Celestial Polis, iată ce denumire. Între 6 și 15 aprilie, Global Night, este acea campanie prin care cetățenii sunt invitați să iasă afară, să numere stelele din Orion și să raporteze printr-un programel online pe calculator sau pe telefon câte stele văd în regiunea respectivă și astfel se face o hartă a stării cerului pe tot mapamondul pentru a vedea gradul de poluare luminoasă. Vă invităm și pe dumneavoastră să participați. De asemenea, avem între 6 și 29 aprilie explorarea lunii. Pe 7 aprilie a avut loc o întâlnire Art Meeting Meets Science. Arta întâlnește știința, un eveniment live pe Facebook. De asemenea, există o campanie între 8 aprilie și 6 mai, o campanie de descoperire de asteroizi, o campanie a Organizației Mondiale Astronomi Fără Frontiere. Pe 12 aprilie are loc maratonul Messier, ediția 10-a, online, observarea cât mai multor obiecte Messier de pe cer. În perioada aceasta, 15-21 aprilie, se desfășoară International Dark Sky Week. Este o săptămână în care nu avem luna pe cer și suntem îndemnați să ieșim afară, în afara orașelor, să vedem cerul fără poluare luminoasă, minunățile a cerului, pe care le veți vedea și noastră într-un montaj de finale acestei emisiuni. Pe 15 aprilie, Optics, un alt eveniment. De asemenea, încă pe 18 aprilie, un eveniment dedicat lunii, Global Star Party, 21 aprilie, coincide anul acesta cu Ziua Internațională a Astronomiei, deci în această sâmbătă, pe 21 aprilie, pe tot mapamondul se vor desfășura evenimente organizate în special de astronomii amatori, de cluburi de astronomie, de asociații, prin care publicul va fi îndemnat să vină să privească cerul prin telescoape instalate în locuri publice pentru a avea acces cât mai multă lume. Se vor organiza și în România astfel de evenimente, mai ales că, iată, coincide și cu Ziua Internațională a Astronomiei, la Târgoviște, sâmbătă 21 aprilie, începând cu orele 16. După orele 16 vom instala telescoapele pe platoul din Piața Tricolorului și vom invita publicul să vină să privească luna, în special luna, pentru că se pune atunci când, iată, luna se află în faza de prim pătrar, fiind foarte accesibilă și în special din orașe unde avem poluare luminoasă, dar până spre miezul nopții vom observa și planeta Jupiter și dacă întârzie mai mult poate vom prinde și planeta Saturn. Și bineînțeles și alte obiecte mai accesibile din oraș, deci se va organiza un eveniment. O să revin la finalul emisiunii pentru că se vor organiza și mai multe locuri din țară. De asemenea,
Iată, ziua Soarelui pe 22 aprilie se vor ieși din nou cu telescoapele, se va ieși în public pentru a arăta oamenilor Soarele prin proiecții sau direct privit prin filtru solar. Walking on the Moon, online observing event, deci un eveniment de observare online a lunii pe 23 aprilie. Pe 26 aprilie, rețineți, va fi un concert cosmic dedicat Lunii Mondiale Astronomiei. Este un concert tradițional susținut online între orele 19 și 20:30 timp universal, deci adăugați încă 3 ore pentru a afla timpul nostru în România. Pianistul și compozitorul Giovanni Renzo va susține acest concert online, îl veți putea vedea pe internet. De asemenea, mai avem pe 27 aprilie Stars for All, Online Observing Event. Este un eveniment de observare online a cerului realizat printr-un telescop virtual și de asemenea se va încheia pe 29 aprilie din nou cu luna, să desenăm luna, iată, să privim prin telescop, să desenăm luna. Este, după cum spuneam, un program foarte, foarte încărcat. Vor fi multe evenimente care se vor organiza. Vă vom ține la curent și cu organizarea evenimentelor în România. Vom reveni spre finalul emisiunii cu detalii despre sărbătoarea internațională a stelelor, Ziua Internațională a Astronomiei. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim după aceea cu celelalte subiecte ale emisiunii de astăzi. Emisiunea Noi și Cerul, din nou în direct în studioul Columna TV. Astăzi vrem să vă mai povestim câte ceva din ceea ce s-a mai înregistrat pe cer în ultimul timp. Bineînțeles că se întâmplă foarte multe lucruri pe cer. Pentru cei care privesc cerul în mod obișnuit și îndemnul Luna Mondială Astronomie să privim mai mult cerul, rămâne valabil. Pot vedea anumite evenimente care poate nu-i surprind, dar apar și evenimente surprinzătoare. Așa s-a întâmplat pe 8 aprilie, când a apărut un bolid foarte spectaculos. El a trecut pe deasupra Europei, în special mai mult pe deasupra Ungariei, la ora 18:48 timp universal, 21:48 ora României. Deja colegul meu, Freddy, ne-a pus imaginile. Avem o sursă de informare de pe Astroinfo, de pe pagina Astroinfo de pe Facebook. Pe 8 aprilie la ora 21:48 ora de vară a României, pe cerul nordic a apărut un meteor foarte strălucitor, un bolid care s-a deplasat pe boltă spre sud-vest, mai mult de 60 de grade. A durat peste 5 secunde, a fost verde și strălucirea a echivalat în strălucire cât luna plină. Martorii au auzit și niște bumuri sonice, deci niște bubuituri, niște pocnituri, fiind posibil ca bolidul să fi produs și meteoriți, deci ceva să fi rămas și să fi căzut pe pământ sub formă de meteoriți. Bolidul a fost observat din Germania, Cehia, Slovacia, Croația, Serbia, Ungaria și România. Prima observație pe care a primit-o Astroinfo din România aparține la Rărucăi Danci din Sighetul Marmației. Aceasta spune că a văzut bolidul în apropierea punctului de trecere a frontierei Sighetul Marmației Solot-Vino și a descris că apărând din senin ca o dâră foarte luminoasă, clară, verzuie, strălucirea fiind aproape constantă pe tot parcursul celor câteva secunde cât a fost vizibil bolidul. Apoi au mai postat și alții, Adrian Danciu din Satu Mare, care ne-a spus că a văzut o culoare verde mai deschisă, foarte luminoasă și a durat circa 5-6 secunde. Au mai postat și alții care au mai văzut apoi ulterior. Din păcate nimeni care să fie mai familiarizat cu cerul, astronom amator sau cineva care se descrie mai în detaliu, mai în cunoștință de cauză, nu a văzut bolidul și nici nu a fost fotografiat din România. Colegul meu ne-a prezentat imagine pe care le avem de la acest eveniment. Aș ruga să le mai postăm încă o dată. Avem imagini, o imagine foarte frumoasă pe care a surprins-o din Ungaria. De fapt, avem imagini numai din Ungaria. Iată această imagine frumoasă din Veszprém. Monica Landi Gembnar a surprins, iată, făcea o fotografie de peisaj și la un moment dat a surprins aproape în întregime acest bolid foarte strălucitor. Vedeți o imagine foarte frumoasă. Se vede culoarea verde, se vede cât de strălucitor a fost și cât de lung, pentru că este o imagine cu câmp foarte, foarte larg. De asemenea, vedeți că a avut o strălucire aproape constantă, deci nu există explozii foarte mari pe parcursul traiectoriei,
dar se vede că a fost foarte strălucitor. De asemenea, avem două imagini din Ungaria, tot din Ungaria, de, realizate de S. Poxai și S. Rafael, cu o cameră Olszkay aparținând Zelinski Szilag Park din Ungaria. Iată aceasta. Vedeți, deși este o cameră Olszkay, se vede cât de lungă a fost și cât de strălucitor a produs chiar și lumină în jur. Iată aici o proiecție a traiectoriei. Se vede că a traversat cea mai mare parte pe teritoriul Ungariei și la granița cu Croația. A trecut puțin și în Croația. Vedeți aici pe site-ul IMO, Organizația Internațională de Meteor, de unde avem și aceste imagini cu proiecția pe hartă și cele două realizate de ceilalți observatori. 53 de raportări au fost făcute pe site-ul Organizației Internaționale de Meteori. Bineînțeles, unele dintre ele destul de inexacte, până și ora a fost dată greșit de către unii. Unii au estimat că au avut magnitudinea 0, poate au văzut altceva, poate nu l-au văzut pe același. Majoritatea au spus între minus 10 și minus 15, minus 16, deci undeva cât luna plină. Luna plină având aproape minus 12 magnitudini. Unii au raportat chiar minus 24, ceea ce înseamnă mai strălucitor decât soarele, ceea ce nu este cazul. Dar, iată, este un eveniment major care, ați văzut câte raportări a generat, deci a fost văzut de multă lume. Bineînțeles că astfel de bolizi apar, dar nu atât de strălucitori și nu au la ora atât de accesibilă, iată, ora 21:48, ora României, deci o oră de seară, când multă lume este pe afară și poate să privească, să-l vadă întâmplător pe cer. Dacă ar fi părut după miezul nopții sau spre dimineață, era mai greu să avem atât de mulți martori oculari. Deci un bolid foarte frumos și o fotografie foarte frumoasă realizată de Monica din Vespre în Ungaria. Bun, sperăm să avem parte în continuare de astfel de apariții frumoase, spectaculoase, să ne bucurăm de ele. Și o să vorbim despre curentul de meteor Lirii despre finalul emisiunii. De asemenea, vrem să vă prezentăm acum niște capturi extraordinar de detaliate ale Stației Spațiale Internaționale care a traversat discul Soarelui. Maximilian Teodorescu și Eliza Teodorescu au făcut o deplasare pe 10 aprilie lângă Picior de Munte la sud de Târgoviște, în pădure, pentru a surprinde tranzitul Stației Spațiale Internaționale peste Soare. Au reușit să realizeze niște imagini fantastice, zic eu, niște detalii extraordinare ale Stației Spațiale Internaționale. Iată aici o captură realizată de Eliza Teodorescu, soția lui Max Teodorescu. Vedeți acolo imaginea mărită a Stației Spațiale, cum a traversat discul Soarelui, cu telescop Maxutov 127 mm, cu Canon 550D, pe montură Star Adventure. Și această imagine în detaliu realizată de Max, cu NAPO 115 mm F7, mă rog, cu o cameră, dă mai multe detalii, le-ați văzut. Iată, vedeți aici succesiunea traversărilor și vedeți aici o imagine mărită unde se văd componentele stației spațiale. Deci niște detalii foarte, foarte clare, să știți că este destul de greu să obții astfel de detalii. Există turbulența atmosferică, există foarte, foarte multe. Trebuie dexteritate, trebuie pricepere și aparatură destul de bună pentru a prinde, dar vedeți, am mai văzut imaginele stației spațiale, dar aceste detalii sunt foarte, foarte precise, exacte, foarte fine. Și de asemenea, cu o zi înainte, cu o seară înainte, au realizat o captură a stației spațiale care a traversat noaptea cerul și vedeți imediat un GIF animat pe care l-au realizat. Spuneam mai devreme, vedeți aici și cum s-a deplasat, vedeți poziția, unghiul sub care s-a putut vedea stația spațială, deci un GIF animat. Spuneam mai devreme, acele imagini sunt obținute din 35 de frame-uri suprapuse și prelucrate. Deci recunoaștem calitatea extraordinară a acestor imagini realizate de Maximilian Teodorescu și Eliza Teodorescu pe data de 10 aprilie. V-am prezentat de multe ori zborul stației spațiale peste discul Soarelui, dar de această dată, iată, și poziția a fost foarte, foarte bună pentru a se obține detalii fine, probabil că și condițiile atmosferice și priceperea lor și aparatura folosită. Trebuie să țineți cont că tranzitul acesta durează mai puțin de o secundă peste discul Soarelui, deci foarte puțin, undeva cred că la 0,6 secunde, dacă nu chiar mai puțin.
Și trebuie să te poziționezi exact în locul în care trebuie, să calculezi exact locul unde trebuie să te afli ca să prinzi tranzitul. Felicitări pentru această imagine deosebită, Max și Eliza. Bun, acum să vorbim tot despre un laborator cosmic, mă rog, Stația Spațială Internațională deja este mai mult decât un simplu laborator, este un complex acolo foarte mare, în permanență este locuit. O vedeți când trece pe deasupra capului, trece și deasupra României mare parte din an. Puteți să aflați momentul când trece, intrând pe site-ul heavensabove.com, acolo stabiliți locul în care vă aflați și o să primiți momentele în care stația spațială trece pe deasupra locului în care vă aflați și când se poate vedea ce strălucire are și așa mai departe. Acum vorbim despre laboratorul chinez Tiangong 1. Este primul laborator, prima stație a Chinei plasată pe orbită. Avem și un videoclip realizat de Agenția Spațială Europeană, Eurospace. Așa, o să vedeți aici câteva detalii despre acest laborator. Iată, el are 8,5 tone, avea de fapt 8,5 tone, de mărimea unui autobuz școlar, vedeți cât de mare este. A fost lansat pe orbită în septembrie 2011, iar din martie 2016 a fost pierdut contactul cu acest laborator. El sub această formă se află, aceasta este structura lui, vedeți panourile solare, vedeți corpul principal, destul de mare, vă dați seama, 8 tone și jumătate înseamnă foarte mult. S-a plimbat deasupra pe orbită, deasupra Pământului, a lucrat cât a lucrat, s-a pierdut, spuneam, contactul în martie 2016 și de atunci a scăpat de sub control, nu a mai putut fi controlat, a rămas la latitudinea, să zicem, legilor fizicii și așa mai departe. La un moment dat, coborând pe orbită, urma să intre în atmosfera terestră, prin această intrare se realiza arderea lui aproape în întregime. Nu se știa exact când va intra și pe unde va trece atunci, unde se va întâmpla căderea. El se transforma, dacă era pe timp de noapte, într-o minge de foc care se spărgea în bucăți. A fost, din timp în timp, au fost date anumite predicții despre momentul acesta când urma să intre în atmosferă. Mulți ar fi vrut să-l vadă noaptea, pentru că foarte spectaculos pe cer, dar a existat și temerea că, fiind o cădere necontrolată, nu se știa unde va ajunge pe Pământ, dacă vor rămâne, și probabil că au rămas, bineînțeles, s-a distrus în mare parte, dar fragmente tot au căzut pe Pământ, sau unde au căzut, urmau să cadă nearse, în special rezervoarele și așa mai departe, și era un potențial pericol să cadă în zone populate, vă dați seama, putea să producă evenimente nedorite. Prima estimare mai apropiată de cădere a fost că va fi o cădere între 31 martie și 2 aprilie, timp universal. Era incertă pentru că nu se cunoșteau toate elementele, există multe elemente aici care trebuie luate în calcul, inclusiv activitatea solară poate să producă o cădere mai timpurie sau mai întârziată și nu am avut activitate solară în această perioadă. Mai avem câteva montaje în care vedem practic orbita acestui laborator evolua undeva între plus 43 și minus 43 de grade, dacă nu mă înșel, 42,8 și da, plus sau minus 42,8, vedeți acolo cu verde era zona pe unde trecea. Era posibil să se vadă și din România, el s-a văzut și din România înainte, dar nu se știe efectiv unde urma să cadă. Apoi s-au făcut fel și fel de predicții din aproape în aproape, update-uri și așa mai departe. Iată, vedeți aici o traiectorie. S-a calculat în cele din urmă că o să cadă undeva în Oceanul Pacific, lângă coasta statului Chile, undeva pe 2 aprilie de vreme. Eu am urmărit toată noaptea, se făceau update-uri, se pare că nu a căzut acolo, a mai întârziat, a mai ocolit vreo 3 sferturi din Pământ, din glob, și se pare că în cele din urmă a căzut în mijlocul Oceanului Pacific, undeva la nord-vest de Tahiti,
nu există imagini. Deci nu există imagini care să ne arate intrarea în atmosferă. China spune că a ars în cea mai mare parte. Acum, iată, colegul meu deja v-a pus imaginea aceasta. Este o imagine realizată tot de Maximilian Teodorescu cu stația, cu acest complex, acest laborator chinez, realizată pe 28 martie, deci chiar înainte să intre în atmosferă. Vedeți și un GIF animat, vedeți punctulețul acela cum se deplasează. Din nou o performanță să obții, pentru că el este relativ un obiect mic, comparativ cu stația spațială, ați văzut cât este mare, să o vezi peste discul Soarelui. Iată aparatura pe care a folosit-o Max, a calculat pe unde va trece, s-a dus în acel loc și a reușit, iată, și de data aceasta a avut succes, a reușit să surprindă tranzitul lui Tiangong 1 peste discul Soarelui. Vedeți acolo câteva detalii pe care Max le-a stabilit. Spuneam din nou o performanță pentru că se pare că este singurul din România care a reușit să surprindă acest tranzit. L-a căutat, a calculat, s-a dus și l-a nimerit. Deci încă era pe orbită, după doar câteva zile, iată, a avut loc sfârșitul acestui laborator. Spuneam că el a fost, intrarea în atmosferă nu a putut fi controlată, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu stația spațială rusească Mir și așa mai departe, dar în cele din urmă nu s-au întâmplat evenimente, dar nici nimeni nu a văzut intrarea, pentru că s-a întâmplat în timpul zilei, deasupra Oceanului Pacific, unde nu era nimeni. Nu știu din spațiu dacă sunt ceva imagini, noi încă nu am găsit nimic. Deci cam asta a fost soarta lui Tiangong 1. Iată, era spațială deschisă de China, continuă. Vom vedea ce va mai produce în viitor această, să zicem, putere a lumii care dorește să se impună și pe plan spațial. Bun, acum haideți să vorbim despre Luna Mondială a Astronomiei. Timpul trece și vrem să vă prezentăm aceste informații. Spuneam că sunt multe evenimente care se vor organiza de Luna Mondială a Astronomiei. Următorul de interes pentru noi este sâmbătă viitoare, pe 21 aprilie, când va avea loc Global Star Party, așa este denumirea originală în limba engleză, noi am traduce-o într-o sărbătoare internațională a stelelor, coincide cu Ziua Internațională a Astronomiei. Știți că Ziua Internațională a Astronomiei se aniversează în fiecare an, în prima zi, primul weekend, când luna se află în preajma fazei de prim pătrar, deci este accesibilă pentru toți, se poate vedea de peste tot pe glob, este ușor accesibilă în telescoape, în lunete, toată lumea poate vedea aceste detalii de pe suprafața lunii și atunci se calculează ziua Lunii Mondiale Astronomiei, Ziua Internațională a Astronomiei în acest weekend când luna se află în faza de lună spre primul pătrar, după echinocțiul de primăvară. Anul acesta coincide în 21 aprilie, în alți ani pică în luna mai. Deci se suprapune cu Global Star Party din cadrul Lunii Mondiale Astronomiei, așa că vă invităm pe 21 aprilie să urmăriți cluburile de astronomie, astronomii amatorii care organizează astfel de evenimente pentru publicul larg. Noi spuneam, vom organiza în Târgoviște, Societatea Astronomică Română de Meteor va instala telescoapele pe platoul din Piața Tricolorului, în centrul orașului, după ora 16, când vom privi și soarele prin proiecție și prin filtru, apoi vom privi luna, planeta Jupiter și alte obiecte pe care le vom vedea până undeva spre miezul nopții. Sperăm să rezistăm cu telescoapele, sperăm să avem și vreme frumoasă. De asemenea, am văzut că observatorul astronomic din Galați, Observatorul Astronomic al Complexului Muzeal de Științe Naturii Galați, împreună cu astroclubul Călin Popovici, organizează Ziua Astronomiei pe terasa de observații astronomice a muzeului. Coordonatorul Observatorului Astronomic, domnul Ovidiu Tercu, ne-a informat că la ora 18:30 în sala auditorium va avea loc o conferință dedicată acestui eveniment, după care se vor face observații astronomice, dacă vremea va permite acest lucru. Conferința va avea două teme, bolta cerească și constelațiile și sistemul solar. În cadrul observațiilor nocturne se vor putea observa munții și cratere de pe lună, planetele Venus și Jupiter, roiuri de stele, stele duble, etc. În același timp vom putea descoperi împreună principalele stele și constelațiile cerului de primăvară. Ultimul vizitator va putea intra în muzeu la ora 23:30. Intrarea este gratuită.
Probabil că se vor organiza astfel de evenimente și la Bârlad, la Planetarul și Observatorul din Bârlad și la alte, la Baia Mare și în alte locuri din țară. Noi vă vom informa și în emisiunea viitoare, chiar pe 21 aprilie, când sperăm să putem să facem în direct emisiunea, chiar dacă avem evenimentul nostru aici. Dacă vom mai primi informații despre alte locuri unde se organizează, o să vă țin la curent, dar puteți să căutați pe internet în orașele principale, sigur se organizează astfel de evenimente și este bine să participați. Coincide această perioadă cu maximul de activitate al curentului de meteor Liride, care va avea maxim undeva pe 21-22 aprilie. Curentul de meteor Liride nu este un curent foarte, foarte mare, prea activ, dar este un curent major, produce undeva între 15-20 de meteori pe oră, în condiții ideale, bineînțeles. Iată, vedeți aici poziția radiantului lângă constelația Lira și deplasarea radiantului în timp, pe o schiță realizată de Organizația Internațională de Meteori. Maximul se anunță undeva la ora 18 timp universal pe 22 aprilie, înseamnă undeva ora 21, ora României, radiantul se ridică undeva după 10 și jumătate seara, deci în seara de 22 aprilie s-ar putea să avem activitatea cea mai mare, bineînțeles că activitatea importantă este centrată pe 3 nopți în jurul acestei date. Vă recomandăm să urmăriți și pe 20, 21, 22, 23 aprilie. Vă spuneam, rata orară zenitală, numărul de meteori pe oră undeva la 18, poate să fie mai mare sau mai mică. A avut o erupție de 90 în 1982, o erupție mare, este un curent, să zicem, imprevizibil. Anul acesta nu se anunță nimic deosebit, spectaculos. Viteza lor este una destul de mare, 49 de km pe secundă. Deci puteți să observați acest curent de meteori în aceste nopți și să vă bucurați de frumusețea apariției meteorilor pe bolta cerului. De asemenea, vom mai avea ceva evenimente frumos de văzut și de fotografiat. Pe 17 aprilie seara avem conjuncția Lună-Venus. Luna va fi foarte subțire, secera lunii foarte subțire pe cer, la apus. Iată, vedeți aici, am realizat pentru dumneavoastră câteva capturi cu stelarul. După care luna va urca pe cer. Vedeți că e o seră foarte subțire. Va urca, va trece zilele următoare pe lângă Hiade, deasupra Hiadelor și așa mai departe, crescând în strălucire. Urmează după aceea zilele de 24, 25, 26, 27 aprilie, planeta Venus, vedeți că se apropie de Pleiade, trece prin preajma Pleiadelor, este un eveniment care se repetă o dată la 8 ani. Trecerile din urmă au fost chiar prin Pleiade, am reușit, poate o să aduc imagini la timpul respectiv, am reușit să avem capturi în anii din urmă, inclusiv prin fotografie pe film, când a trecut Venus chiar prin Pleiade. Acum se depărtează o dată la 8 ani, trece din ce în ce mai departe de Pleiade, deci nu mai este chiar așa de spectaculos. Bun, deci vă îndemn să urmăriți aceste evenimente, să priviți mai des cerul, să urmăriți și emisiunea noastră pentru a fi la curent cu activitățile la care puteți să participați. Bineînțeles, urmează și taberele de vară, le-am mai promovat, o să le mai promovăm și edițiile viitoare. În final, vă las să vă bucurați de frumusețea cerului pe care noi o vedem din locuri cu cer întunecat. Am realizat un mic montaj cu imagini, cu capturi ale cerului, ale bolții cerului realizate de mine și de Otila Muslinger de-a lungul timpului, pentru că trebuie să ne bucurăm și astfel de frumusețile bolții înstelate. Și în final, videoclipul oficial al Uniunii Mondiale a Astronomiei. Sunt Valentin Grigore, numele Societății Astronomice Române de Meteor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, urmăresc colegului meu din platou din emisie, Alfred Georgescu, și nu uitați să priviți cerul oriunde vă veți afla. Mulțumesc pentru atenție, la revedere, emisiunea, urmăriți-o în reluare și luni de la ora 23.